Spectatorii atât din nou în direct la emisiunea dintre 100 de ziare, cea mai urmărită emisiune de anchetă jurnalistică, interviu, investigații împreună realizată cu colegii din presa scrisă și audiovizual din România. În această seară două subiecte cu totul și cu totul speciale. Prima reacție, primul interviu al unui personaj important din Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, imediat după congresul care a avut loc în weekend sâmbăta trecută la Opera Română din București, iar în a doua parte cei cu copii. Familiile cu copii, rămâneți pe recepție pentru că vom prezenta un document în exclusivitate despre asigurările pentru copiii dumneavoastră. Așa cum spuneam, în prima parte a emisiunii, invitat alături de noi, domnul vicepreședinte PNCCD, Lucian Buică, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Prieten al nostru și al postului Nașu TV. Bună seara și telespectatorilor noștri! De mult, Opera Română din București n-a mai fost așa plină, de mult n-a mai fost un eveniment cu totul și cu totul special, un congres extraordinar al Partidului Național Țărănesc, un monument istoric, cum îl denumea băiatul lui Conu Alecu, paleologul. Ce s-a întâmplat sâmbătă la Opera Română? Sâmbătă la Opera Română a fost un congres extraordinar al PNCCD, un congres de renaștere și relansare. Un partid cu o vechime de peste 150 de ani avea nevoie de un astfel de eveniment, dacă putem spune, cred că este cel mai important eveniment după 1990. Alături de foștii țărăniști au venit în echipa de conducere și cei ce reprezintă astăzi Inițiativa România Liberală. Mai concret, domnul Vlad Moisescu a devenit prim vicepreședintele PNCCD, doamna Diana Tușa, vicepreședinte, și alți mulți membri IRL s-au înscris în PNCCD, atât în București, cât și în organizațiile județene. Congresul din 2 noiembrie a reconfirmat pe Aurelian Pavelescu, președintele partidului. De asemenea, la acest congres a fost aleși în Biroul Național de Conducere majoritatea liderilor județeni. De ce s-a ajuns la această formulă? Pentru că Biroul de Conducere al PNCCD se dorește o structură democratică de dezbatere. De asemenea, prin accederea acestora în Biroul Național, se dorește și o responsabilizare a acestora. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că cele două numere de telefon 021-527-1802 și 021-527-1803 sunt din acest moment deschise, deci toți care ne urmăriți puteți intra în direct cu domnul vicepreședinte Lucian Buică, liderul opoziției din sectorul 3, cum îl denumeam noi în emisiunile precedente. Cu această ocazie s-a lansat și o broșură foarte frumoasă, avem aici, o să arăt la colegii de la cameră, avem aici o fetiță cu pâinea, cu pâinea noastră, cea de toate zilele, în mână, renașterea pentru România ta a PNCCD-ului, și a schimbat cu această ocazie PNCCD-ul și sigla, adică ochiul străbun de 150 de ani a rămas. Culorile sunt ale Internaționalei Creștin-Democrat. Ceea ce vedeți acolo este într-adevăr programul politic al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat, lansat sâmbătă, unde putem vedea pe copertă și noua siglă a partidului. Ochiul cu irisul verde încadrat de cele două culori albastre, aceste culori fiind culorile Partidului Popular European. Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat este cel mai vechi partid din România, membru al Partidului Popular European. Încă din 1987, Corneliu Coposu a reușit să înscrie PNC în Internaționala Creștin-Democrat. Cu ce puncte, să zicem așa, strategice vine PNCCD-ul nou, să denumim așa? Acum USL-ul este la putere, a fost înainte PD-ul, sunteți apropiați ca și doctrină de dreapta. Suntem ca și punctat, cu ce va veni PNCCD-ul la alegerile europarlamentare, să zicem, și apoi la cele naționale de peste 3 ani? Vreau să facem o precizare în ceea ce privește eșichierul politic. PNCCD-ul este singurul partid de dreapta care nu a făcut niciodată compromisuri cu partidele provenind din Partidul Comunist, din FSN. Adică FSN, PSD, PSDR și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, considerăm că suntem cei mai îndreptățiți să reprezentăm electoratul de dreapta. De asemenea, în ceea ce privește Partidul Democrat, v-am mai spus și data trecută, vă spun și astăzi, Partidul Democrat a trecut de la stânga la dreapta peste noapte și, pentru că PNCCD nu mai era în Parlament, PDL-ul a fost închiriat de către Partidul Popular European pentru o perioadă de timp. Contractul de închiriere a expirat,
Iar astăzi PNS-ul este singurul partid care poate reprezenta cu adevărat dreapta. În ceea ce privește PNL-ul, din punctul meu de vedere, este un partid al compromisurilor compromisătoare. Nu a existat guvernare după 1990 în care PNL-ul să nu facă parte. De ce? Pentru a-și consolida pozițiile personale, pentru a accede la banul public și pentru a păcăli până acolo, la urmă acolo electoratul de dreapta. Acolo este și fost noastră președinte, Victor Ciorbea. Încă o dată se dovedește că oamenii fără caracter se întâlnesc într-o structură care nu poate reprezenta dreapta românească. Trebuie să anunțăm și o veste care este de ultimă oră, zic eu. S-a tranșat la tribunal, o dată pentru totdeauna, procesul PNSCD-urilor, între ghilimele, cum erau denumite. Spuneți-ne despre ce este vorba. Aripa Ciorbea Lupu a pierdut definitiv, am înțeles? Da, joi a fost sentința finală la Curtea de Apel, în care toate aripile, așa zise aripi, ale din PNSCD au pierdut din punct de vedere juridic. Deci, încă o dată, putem să afirmăm că singurul reprezentant al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat este Aurelian Pavelescu. Să zicem pe scurt cu ce vine noul PNSCD, de fapt, după congresul de sâmbătă. Cel mai important lucru care vine Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat este dimensiunea morală în viața politică, în viața publică, dar și în actul de administrație și de guvernare. Ne confruntăm cu această criză morală mai bine de 60 de ani, după 1946, când la conducerea statului a venit Partidul Comunist. Această criză a continuat și după 1990, iar odată cu o relansare a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, putem spune că oamenii care vor reprezenta partidul vor avea, din punct de vedere al moralității, o calitate care nu se poate fi regăsită în ceea ce se vede astăzi pe eșichierul politic. Apropo de noua dimensiune a PNSCD-ului, spuneți-ne câteva cuvinte despre latura monarhică. Am văzut acolo în sala operei s-au afișat foarte multe citate, s-a cântat imnul regal, ceva frumos, ceva ce n-am mai întâlnit la alt partid. Pe data de 8 noiembrie, Majestatea Regele Mihai sărbătorește ziua de naștere și ziua de nume. PNSCD, normal, va fi prezent acolo. Credeți că românii, din ce știu eu, s-au cam lămurit cum e cu monarhia și încet, încet mers către această direcție? La congresul din 2 noiembrie, în sală, s-a prezentat imnul regal, ca de fiecare dată, de altfel la congresele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, și tot sâmbătă la acest congres s-a hotărât încă o dată că România are nevoie de monarhie și că România trebuie să revină la o monarhie constituțională. Și vom face, așa cum am promis încă din vară, demersuri pentru organizarea unui referendum care să ducă la conștientizarea opiniei publice de ceea ce înseamnă monarhia și, așa cum este normal într-un stat democratic, românii să hotărească care este forma cea mai bună de guvernare. Noi credem și de altfel suntem convinși că monarhia reprezintă forma de guvernare cea mai bună pentru România. Pe 8 noiembrie veți fi la Palatul Bineînțeles, reprezentanții Partidului Național Țărănesc, care de fiecare dată vor fi prezenți la Palatul Elisabeta și îi vor ura majestății sale cele mai bune urări, cele mai calde urări din partea partidului. Partidul care, dacă trebuie să ne aducem aminte, imediat după 1990, prin Corneliu Coposu, a declarat că este pentru monarhie constituțională, este pentru majestatea sa, regele Mihai, ca acesta să se întoarcă pe tronul României, la conducerea statului român. Iată, din Prahova, mă scuzați puțin, domnul vicepreședinte, domnul Tilincă ne sună. Suntem urmăriți acolo în fieful Roberte Anastase. Bună seara, domnule Tilincă. Bună seara, domnilor. Da, sunteți în direct cu domnul vicepreședinte Buică. Afirmația domnului de la PNCD că reprezintă singurul partid de dreapta care reprezintă dreapta România, da? Da, corect. Având în vedere că noi așa considerăm că oamenii de dreapta sunt oameni bogați, oameni cu anumite stare, da? Da. Având în vedere că toți oamenii bogați la ora actuală din țară de la noi sunt foști comuniști și care s-au îmbogățit prin furt și dezastru național, pe aceștia îi reprezintă
Și a doua întrebare. Ce a făcut PNSCD-ul de-a lungul istoriei mai mult decât Partidul Comunist Român? Care își cred că și pe Dumnezeu lui tot Partidul Comunist Român l-a creat. Atât am vrut. Mulțumim. Bună seara, domnule vicepreședinte. Domnule Tinincă, bună seara. Să știți că, spre deosebire de dumneavoastră, eu cunosc istoria Partidului Național Țărănesc foarte bine și pot să vă spun cu certitudine că ceea ce s-a întâmplat bine în această țară, toate evenimentele pozitive din România se împletesc cu Partidul Național Țărănesc. Și mă refer aici la lupta pentru emancipare și pentru eliberarea românilor din Transilvania, care a fost condusă și organizată de către Partidul Național condus de Iuliu Maniu, de asemenea Marea Unire de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, a fost, dacă vreți, și opera Partidului Național, Partidului Național și Partidului Țărănesc. Dacă nu știți, Iuliu Maniu a fost cel care a reprezentat Partidul Național la Alba Iulia și a citit proclamația Unirii. Iar după 1946, Partidul Național Țărănesc a fost cel care s-a opus vehement venirii la putere a Partidului Comunist și pentru asta zeci de mii de țărăniști au fost uciși în temnițele comuniste. Au preferat să moară pentru convingerile sale, pentru democrație, pentru libertate, decât să fie alături de astfel de oameni. Iată că istoria, așa zis, comunistă și-a pus amprenta asupra oamenilor. Oamenii încă nu s-au lămurit cum e cu PNSCD-ul. Ceea ce spuneam puțin mai înainte, că este nevoie de a conștientiza opinia publică despre ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică, ceea ce înseamnă monarhie constituțională, ceea ce înseamnă separarea instituțiilor în stat, ceea ce înseamnă, dacă vreți, libertate, ceea ce înseamnă democrație, trebuie să promovăm în mass media scrisă sau televizată aceste lucruri. Un telespectator, domnul Doru Dumitru din Bacău, a urmărit foarte atent, a urmărit congresul PNSCD-ului și spune că acolo sunt foarte mulți vicepreședinți, vreo 46, și zice, domnule, văd PNSCD-ul de azi ca pe PSD-ul de atunci, care avea foarte mulți vicepreședinți. Ce le spuneți acestor oameni referitor la o structură condensată de conducere? Dar domnul Doru e îngrijorat că sunt foarte mulți vice pe modelul Adrian Năstase. Bună seara, îi spun și eu domnului Doru Dumitru. Spuneam puțin mai înainte, la deschiderea emisiunii, că s-a dorit constituirea unei astfel de structuri și a accede liderii județeni în acest birou de conducere pentru a-i responsabiliza, pentru a-i determina să treacă la treabă, de asemenea, pentru a lua niște hotărâri democratice în ceea ce privește conducerea Partidului Național. Să înțelegem că nu toți vor conduce deodată. Deci nu va fi acolo, va fi va fi un forum de dezbateri și de hotărâri. Tocmai de aceea am zis că este un forum democrat. Nu, este Biroul Național de Conducere, simplu. Va fi mai restrâns. Compus din 47 de vicepreședinți. Cu drept de vot, cu drept de luare deciziilor tot. Toți au același statut, aceeași putere. Repet, acești oameni care sunt lideri de organizații trebuie să demonstreze că sunt capabili să conducă acele organizații. Și alături de ceilalți colegi din Biroul Național de Conducere vom evalua și vom hotărâ dacă au făcut sau nu au făcut ceea ce trebuia. Ce alianțe vor fi, ne întreabă alt respectator, Mihai Maria din Buzău, pentru alegerile europarlamentare? Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a încheiat alianța, da, cu Partidul Forța Civică, condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Deci a făcut primul pas în ceea ce înseamnă unificarea dreptei. Sperăm ca alegerile europarlamentare să găsească toate partidele de centru-dreapta pe aceeași platformă, platforma Partidului Popular European, și să avem liste comune. Nu se poate, Partidul Național Țărănesc împreună cu Forța Civică va merge înainte și vom încandida separat. Dar știți că Mihai Răzvan Ungureanu, MRU pe scurt, nu prea are o imagine bună în PNSC. De multe voci s-au revoltat pentru că dânsul ar fi trădat cu oarecum cauza PNSCD-ului, încercând să bage în Parlament un proiect de lege privind Fundația Gojdu. Deci este un fel de trădător mai mic sau mai mare, deci el conștient. Dați-mi voie să vă contrazic cu următorul argument. A fost prim-ministru, el a încercat
Să bage pe ușa din dos? Nu, nici nu s-a discutat acest proiect Gojdu în perioada când a fost prim-ministru. A fost în altă perioadă când era secretar de stat și ministru de extern. În altă perioadă. Deci oricum a încercat. Da, vreau să vă spun că această alianță a fost încheiată și acceptată de către Partidul Național Țărănesc cu hotărârea tuturor reprezentanților din organizațiile noastre județene. Deci nu a hotărât o persoană sau două persoane. Deci are acceptul tuturor reprezentanților Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Un candidat? În momentul de față, candidatul alianței, este domnul Mihai Răzvan Ungureanu, dar vom hotărâ împreună la momentul oportun când se va face lansarea și dacă alături de cele două partide vor veni și alte forțe politice de dreapta. Vasile Blaga v-a contactat? Știu că a trimis pe domnul Flutur acolo la înaintaș. Congresul Partidului Național Țărănesc a fost reprezentantul PDL-ului, domnul Flutur, care a transmis un mesaj din partea PDL-ului și din partea Partidului ei vor dreapta în jurul lor. Acum fiecare... Din partea domnului Blaga. Eu cred că și domnul Blaga, alături de ceilalți lideri de centru-dreapta, vor înțelege că este mai important ca dreapta să dea un președinte anul viitor. De asemenea, dreapta trebuie să ia cât mai multe voturi la alegerile europarlamentare ca Partidul Popular să aibă cei mai mulți reprezentanți în România și să conducă în continuare Uniunea Europeană. În alte emisiuni v-am prezentat ca și lider al opoziției din sectorul 3, condus acum de primarul Robert Negoiță. Haideți să venim puțin în teritoriu, să coborâm de acolo, de la operă, din foaierul operei. Da, vreau să mai fac o precizare. Da? Vreau să vă spun că în ultima perioadă, la organizația al cărui președinte sunt PNSCZ de sector 3, care este pe strada Romulus 36, de asemenea, în urmă cu 3 săptămâni am deschis al doilea sediu din sectorul 3, pe calea Vitan 201, și se înscriu foarte mulți tineri în partid. Și nu exagerez, dar în ultimele 3 săptămâni s-au înscris în jur de 80 de tineri la organizația este noastră. Un lucru foarte bun. Și eu știu, ca și om politic, cred că cel mai onorant este să fii membru acestui partid cu o tradiție și cu o istorie mai mult decât nobilă. Iată, de la malul mării de acolo, de la Tulcea, domnul Cristea, bună seara, sunteți în direct la Nașu TV. Cu domnul vicepreședinte PNCCD, Lucian Buică, ascultăm întrebarea dumneavoastră. Ne auziți? Da, da. Da, bună seara. Eu vă aud foarte bine. Da, spuneți. Sunt încântat să văd că Nașul TV aduce în direct PNCCD-ul, evenimentul extraordinar care s-a petrecut la Opera Română. Și aș vrea să-l sprijin în intervenția sa pe domnul vicepreședinte Lucian Buică, în sensul că trebuie să scoată în evidență stâlpii pe care este construit Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, morala creștină, democrația desăvârșită în slujba cetățeanului, patriotism luminat, dreptatea socială și patriotismul luminat. Sunt cei patru stâlpi, piloni principali pe care se bazează doctrina Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și trebuie să aprofundeze aceste teme care vor fi de mare folos alegătorilor în campania electorală pentru Parlamentul European din anul care vine. Domnul Cristea, aveți o întrebare specială, personală pentru domnul vicepreședinte? Întrebarea... Spuneți. Da. Dacă conducerea Partidului Național Țărănesc este pregătită să întâmpine asaltul oportuniștilor care vor încerca să acceadă către PNSCD în speranța că vor căpăta din prestigiul pe care PNSCD-ul și l-a păstrat. Am înțeles. Mulțumim mult că ne urmăriți acolo la Luncavița, în Tulcea.
Rămâneți alături de noi în continuare, domnul Buică vă va răspunde. Bună seara, domnul Cristea, vă mulțumesc pentru precizarea făcută. Într-adevăr, am... Un cunoscător adevărat al istoriei. Sigur, și a ceea ce înseamnă Partidul Național Țărănesc și mai târziu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Într-adevăr, principiile de bază care au stat la baza formării partidului din 1926 și care stau și astăzi sunt morala creștină, democrația autentică, patriotism luminat și dreptate socială. Sigur, le vom promova așa cum trebuie. Ce pentru... facem cu oportuniștii? Cu oportuniștii, să știți că, domnul Cristea, am avut o discuție astăzi cu colegul meu de la sectorul 3, domnul Adrian Ghiță, președintele de onoare a organizației, și îmi spunea că după ce s-a întâmplat sâmbătă a fost sunat de foști colegi, care din anul 2000 au fost la vreo 2-3 partide, inclusiv PSD. Și, domnule, am văzut ce se întâmplă cu PNT-ul, vrem să venim și noi. Poziția mea este foarte clară. Cei care au părăsit PNCCD-ul și în special sectorul 3 atunci când a fost greu, nu vor mai fi primiți în Partidul Național Țărănesc. Suntem deschiși către noi membri, către români, dar dorim în primul rând cei care sunt tineri și vor să se implice în acest partid și care vor să devină astfel de politicieni. Deci oamenii care au fost prin PNCCD și după aceea s-au transferat la nu știu ce partide și astăzi vor încerca să revină, nu cred că vor avea acces. Vorba aceea și cu steaua și cu crucea s-a terminat la PNCCD ca Popa Burduce. Și tocmai vorbeam de moralitate și din punctul meu de vedere acești oameni nu pot reveni în Partidul Național Țărănesc. Să vorbim puțin despre prietenul între ghilimele Robert Negoiță de la sectorul 3. Ce năzbâtie a mai făcut Robert Negoiță? Ia să vedem, stimați spectatori, vom prezenta documente în exclusivitate doar aici la Nașul TV, cum v-am obișnuit. Eu deci aș vrea ca să, lider al opoziției, ce se mai întâmplă pe la primărie pe acolo? Să revin la ceea ce v-am spus și la emisiunea trecută. Numai puțin să menții ideea. Din București, iată, Bucureștiul este în direct cu noi. Domnul Silviu, în această seară, bună seară. Doamna Silvia, mă scuzați. Silvia, da. Da, venim cu purcelușul de Crăciun. Nu-i nimic. Sunteți în direct cu domnul Lucian Buică. Ascultăm întrebarea dumneavoastră. Alo, bună seara. Da, bună seara. Am și o întrebare pentru domnul de la PNCCD. Da. Ce va face dacă ajunge la putere în privința gazelor de șist, Șaroș și Montan? Da, o întrebare de actualitate. Televiziunea noastră duce o campanie aici cam singura de luptă și ține cu românii. Mereu. Mulțumim. Sunt prea bătrână și nu știu să folosesc nici internetul, nici să vă scriu. Dar ne sunați, ne sunați și cu asta e foarte bine. Mulțumim, doamna Silvia. Domnul Buică, să-i răspundem. Bună seara, doamna Silvia. Vă spun cu certitudine, în ceea ce privește Roșia Montana, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat este împotriva acestui proiect. Categoric s-a auzit deja de foarte mult timp că președintele partidului a spus foarte clar că PNCCD nu este de acord cu acest proiect. Iar în ceea ce privește gazele de șist, noi considerăm că este nevoie de o informare a populației foarte bine făcută și populația trebuie să hotărească în cunoștință de cauză. Mulțumim! Haideți acum să ne ocupăm de domnul Negoiță pe ultima parte a emisiunii. Pe scurt, ce s-a mai întâmplat? Ce vrăjă a mai revin făcut domnul Negoiță? Revin și vă spun, domnul Robert Negoiță, nu numai din punctul meu de vedere, ci din punctul de vedere al multor locuitori al sectorului 3, este cel mai incompetent primar pe care l-a avut acest sector vreodată, după 1990. Așa cum ne obligă legea, trebuie să susțineți aceste afirmații. Da. Eu trebuie sectorul să vă întreb ce dovezi aveți aici. Sectorul 3 este din ce în ce mai murdar, cu toate că taxele pentru curățenie au crescut, este din ce în ce mai nesigur, cu toate că taxele pentru firmele de pază, pentru nu știu ce alte structuri angajate de către Robert Negoiță, au crescut și acestea. Dovezi? Uitați-vă prin parcuri, uitați-vă pe străzile din sectorul 3, din ce în ce constatăm că este mai multă mizerie, din ce în ce constatăm că este mai multă indiferență vis-a-vis de probleme cetățenilor. Partidul Social Democrat, care se vrea un partid de a sprijini oamenii cu probleme, de exemplu, la primăria sectorului 3, se dau niște ajutoare pentru cei care au un anumit venit. E, cum se dau acum aceste ajutoare? Numai dacă ești pe lista consilierilor PSD și a consilierilor civici pe care i-a
creat, i-a, i-a creat în negoiță și i-a dotat cu mașini, structuri, logistică, telefoane și așa mai departe. Deci dacă nu ești pe lista acestor consilieri, nu ai parte de acest venit care ți se dă prin lege. Oamenii sunt la primărie, depun hârtiile și sunt nemulțumiți pentru că nu primesc. Am arătat cazul cu ceea ce s-a întâmplat cu acel cămin de copii cu handicap. Nici astăzi nu s-a terminat definitiv cu ceea ce s-a întâmplat. Urmează molul, să-l așteptăm da, să se ridice. Da, acolo se va ridica o construcție în loc să păstrăm acel centru social pentru a ajuta copiii cu probleme în sectorul 3. De asemenea, știu că la sectorul 3 au fost probleme cu banii vis-a-vis de salariile angajaților și s-au luat bani din investițiile pe anul ăsta și au fost trecute, banii respectivi au fost trecuți pentru a plăti salariile. Ce ultima, dacă vreți, idee pe care a avut-o domnul Robert Negoiță este următoarea. A fost o licitație la fosta uzină Republica. Iar primăria sectorului 3 a participat la această licitație și a cumpărat o suprafață de teren. Valoarea este destul de mare, undeva la 2 milioane de euro. Ce vrea să construiască domnul Negoiță? Un parc de un parc de inovații și tehnică, cam ceva de genul ăsta. Nu știu dacă prioritatea sectorului 3, a cetățenilor din sectorul 3, este așa ceva. Să arătăm la cameră și acel document. Da, este o hotărâre de consiliu. De consiliu. La camera din dreapta. Aveți aici acolo. Și sumele. Mai aproape de pahar. Da. La camera din dreapta. Și sumele care sunt alocate pentru a plăti terenul pe care l-a câștigat la licitație și urmează ca în altă hotărâre de consiliu, altă ședință de consiliu să vină cu acest proiect de hotărâre de a construi acel parc. Deci acestea, cum numim noi aici generic, sunt licitații cu dedicații. Cineva trebuie să le câștige. Da, sunt curios. Cine va câștiga această licitație, cine va construi? Dar, repet, eu nu cred că este prioritatea cetățenilor sectorului. Parc tehnologic, da. Un parc tehnologic. De asemenea, tot la ultima ședință de consiliu s-au luat în jur de 1 milion de lei noi de la secțiunea dezvoltare pentru învățământ și s-au trecut, unde credeți, la căței. Nu. Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, lucrări, demontare, sistem, aspersie în vederea irigării spațiilor verzi din sectorul 3, zona Piața Unirii. Adică la fântâni acolo, cum da. Deci la noi Casa Poporului. De la dezvoltare pentru învățământ 1 milion de lei și ducem unde? La ca să fântâni. Irigăm acum iarna spațiile verzi din zona Piaței Unirii. Din punctul meu de vedere, domnul Robert Negoiță nu are nicio legătură cu administrația locală, cu primăria sectorului 3, cu cetățenii sectorului 3. Așa cum spuneam și data trecută, este parașutat nu știu de unde, în sectorul 3, pentru a câștiga și aduce spre PSD foarte mulți bani. După câte am înțeles, singurul obiectiv al domnului Negoiță este acum să-și recupereze bani investiți în campania electorală, pentru că știe foarte sigur că va pierde primăria. Foarte mulți telespectatori. O va pierde într-un mod foarte rușinos. Foarte mulți telespectatori, nu mai avem timp să-i luăm pe toți în direct, vă întreabă cum pot lua legătura cu dumneavoastră, unde să vin acolo pe Romulus, între ce ore, în ce zile? În fiecare zi, în strada Romulus numărul 36, după ora 12, și în fiecare zi, de la ora 9, în Calea Vitan, numărul 201. Aveți acolo un telefon de contact, ceva? O să dăm, sunt niște telefoane mobile care vor fi puse la dispoziția tuturor care vor să ia legătura. Acestea fiind zise, vă mulțumim, domnule vicepreședinte Lucian Buică. Telespectatorii să-și lase numele de telefon, noi toate le vom da domnului vicepreședinte Lucian Buică și președinte pe sectorul 3 al PNCCD. Rămâneți în continuare lângă Nașul TV și emisiunea 300 de ziare, pentru că în partea a doua venim cu un important deputat al puterii pentru a prezenta un proiect de lege privind asigurări de sănătate pentru copii. Mulțumim, domnule Lucian Buică, vă așteptăm și bună seara. Data viitoare, rămâneți alături de noi.